Este cunoscut faptul că doar 10% din ADN-ul uman este folosit pentru a fabrica proteine, iar restul de 90% este considerat material de balast, adică fără o importanță evidentă. Cu toate acestea, cercetătorii ruși, biofizicieni, biologi și geneticieni au început alături de lingviști cercetări menite să descopere ce rol joacă de fapt cea mai mare parte din ADN-ul uman. Astfel, Grazina Fossar și Franz Bludorf au reușit să arate că ADN-ul poate fi influențat și reprogramat prin utilizarea cuvintelor și a anumitor frecvențe. Conform acestora, ADN-ul uman are două mari responsabilități. 1. Alcătuirea corpului nostru și 2. Depozit de informații și cale de comunicare, ca un fel de internet, până la urmă. Lingviștii ruși au studiat și comparat regulile sintactice, semantice și cele gramaticale de bază folosite în toate limbajele umane. Astfel, ei au descoperit că moleculele alcaline din ADN, întregul cod genetic și îndeosebi procentul de 90%, respectă regulile gramaticale obișnuite, aceleași folosite în toate limbile umane. Totodată, biofizicianul și biologul rus Piotr Gariaev a explorat împreună cu colegii săi comportamentul vibrațional al ADN-ului, respectiv efectul anumitor frecvențe asupra acestuia. Ei au reușit să moduleze anumite modele vibratorii pe o rază laser cu care au influențat ADN-ul și informația genetică. Descoperirea lor duce către ideea funcționării cromozomilor vii ca niște computere holografice, folosind radiație laser generată endogen chiar în interiorul ADN-ului. Concluzia este că atâta timp cât structura ADN-ului este aceeași cu cea a limbajului uman, cuvintele și propozițiile utilizate pot influența ADN-ul în mod direct, nefiind nevoie de nicio decodificare. Grupul de cercetători al lui Gariaev, utilizând dispozitive care permit influențarea metabolismului celular prin frecvențe radio și luminoase corespunzătoare, menite să repare anumite deficiențe genetice, a reușit să demonstreze că, prin această metodă, pot fi reparați cromozomii afectați de razele X. Ei au reușit să captureze modele informaționale dintr-un ADN și să le transmit altuia, reprogramând astfel celulele pentru un alt genom. De exemplu, au transformat embrion de broască în embrion de salamandră doar prin transmiterea modelului informațional corespunzător. Toate acestea fără niciun efect secundar de tipul celor întâlnite în practicile clasice. Putem spune că au fost astfel puse bazele geneticii vibraționale, cu un evident potențial în formarea organismelor în comparație cu procesele biochimice ale secvențelor alcaline din ADN, cei 10% de care vorbeam la început. Aceiași cercetători au descoperit că ADN-ul uman creează tipare morfologice în vid, producând așa numitele găuri de vierme magnetice. Acestea sunt echivalentele microscopice ale celebrelor poduri Einstein-Rosen, care fac legătura între două puncte foarte îndepărtate, reprezentând un fel de scurtătură. Prin aceste tunele, informația poate fi transmisă în afara legilor spațiului și timpului. ADN-ul funcționează ca un rezonator multiplu, ca un aparat de radio capabil să recepționeze mai multe posturi diferite și atrage astfel informații din macrocosmos, transmițându-le conștiinței noastre în funcție de frecvența emisă. Natura folosește, de fapt, de milioane de ani acest fel de hipercomunicație de care omul modern este conștient parțial și o numește intuiție. Dacă sunt utilizate frecvențele corespunzătoare, ADN-ul viu din țesuturi reacționează prompt la unde radio și la raze laser modulate prin cuvinte și propoziții. Acest fenomen explică științific cum diverse intervenții care își propun programarea mentală, cum ar fi afirmațiile pozitive, antrenamentul autogen, hipnoza și neuroprogramarea lingvistică pot avea efecte importante asupra stării de bine, sănătății și succesului omului.